Karpov și Filat, așteptăm explicație pe cazul lui Alexandru Ursu. Este un cetățean al Republicii Moldova care nu făcea decât să-și satisfacă serviciul, adică era în serviciul funcțiunii. De ce a fost arestat Alexandru Ursu? De ce e ținut după gratii deja 3 ani de zile? Filat a demonstrat că poate să se întâlnească cu Șefciuc, așa Vlâcicu, la meciuri de fotbal sau la un ceai și la o cafea. De ce nu s-ar întâlni să rezolve problemele reale ale cetățenilor? De ce nu ar cere eliberarea cetățeanul Republicii Moldova, Alexandru Ursu, cel care e deținut deja de 3 ani după gratii și care zilele trecute a aflat că trebuie să mai stea 6 ani. 6 ani pentru ce? Pentru că poartă epoleții de poliție a Republicii Moldova? Acest tânăr, acest bărbat, are un copil de 3 ani pe care încă nu l-a văzut. Copilul este în preajma noastră. Ce fel de autorități avem noi care sunt neputincioase? Karpov, să iasă să ne dea explicații! Karpov, demisia! Filat, fiți mai responsabili! De 3 ani sunteți la guvernare, dar n-ați reușit să apărați cetățenii Republicii Moldova. Benderul este asediat de miliție. Cetățenii sunt în nesiguranță acolo. De ce guvernul Filat admite astfel de lucruri? Apărați toți cetățenii Republicii Moldova! Eliberați-l pe Alexandru Ursu! Libertate pentru Alexandru Ursu! Libertate pentru Alexandru Ursu! Filat, nu mai sta în genunchi în fața lui Ștanski și Șefciuc! Auzim că ai primit invitație de a intra în audiență, deci să ne cerem să dea un răspuns prompt! Ce face guvernul Filat? Ce face ministrul Karpov și când arme când să rezolve problemele reale ale cetățenilor? Libertate pentru Alexandru Ursu! Libertate pentru Alexandru Ursu! Libertate pentru Alexandru Ursu!